Știința este adevărul. Este cunoașterea și întrebuințarea faptelor naturii pentru fericirea omului. Iubește-ți profesia și consideră-o cea mai frumoasă dintre toate. Și astfel izbânda va fi de plină. Întotdeauna ai vorbit frumos. Victor Babeș a fost una dintre cele mai importante personalități ale lumii medicale. A fost primul autor al unui tratat de bacteriologie și multe dintre tratamentele medicale și biotehnologiile folosite astăzi sunt bazate pe cercetările sale. Și-a pus amprenta în descoperirea penicilinei și a înființat prima școală românească de microbiologie. Vasta sa activitate științifică s-a axat și pe găsirea unor soluții cu care se confrunta întreaga lume, nu numai România. Tuberculoză, lepră, turbare sau difterie. Victor Babeș s-a născut în 4 iulie 1854 ca cel de-al doilea copil al cuplului Vincențiu Babeș-Sofia Goldschneider. Victor Babeș a început școala primară la Viena, la vârsta de 5 ani, și a terminat cursurile la 9 ani, uimindu-i pe învățătorii vienezi cu aptitudinile sale excepționale pe care le avea pentru învățătură. Tatăl său, Vincențiu Babeș, fost judecător imperial și aprig luptător pentru drepturile românilor, a decis ca Victor să urmeze cursurile gimnaziale la Lugoj, pentru ca acesta să învețe limba română, limba străbunilor săi. După 2 ani de gimnaziu la Lugoj, Victor Babeș a fost înscris în clasa a 3-a a liceului din Buda, Ungaria. Vorbea în limba germană cu mama și frații săi, în limba română cu tatăl său și în maghiară la școală. M-a întârziat! Sunt gata! Am scris împotriva celor cu circulația sângelui. O teză pe care, cu voia dumneavoastră, domnișoară, aș dori să vă mânez ca un omagiu al minții mele. Mulțumesc! Tot cu permisiunea dumneavoastră, domnișoară, aș dori ca într-una din aceste zile să asistați la o disecție. Ha, ha! Unii își duc iubitele la teatru. Dar să o duci la o disecție este ceva mai elegant. Exact, exact, exact. Victor, ce e disecție? Alma, Victor! După absolvirea liceului și-a dorit să ajungă actor, dar dispariția Almei, cea mai îndrăgită dintre surorile sale, în urma unei peritonite de natură tuberculoasă, i-a schimbat cursul vieții, determinându-l să aleagă cariera de medic, singura profesie prin intermediul căreia se gândea că poate alina suferințe și dărui oamenilor bunul cel mai de preț, sănătatea. Am căutat în dicționarul la Maia de la tata din bibliotecă. Disecția este ceva ce fac doctorii ca să știe cum vindecă oamenii. După ce o să devin doctor, o să vin să-ți spun și ție. Știu că mereu ai fost curioasă. Studiile medicale le-a făcut la Budapesta și apoi la Viena.
unde și-a dat o lucrare de doctorat importantă sub conducerea uneia din cei mai mari medici ai vremii, un mare anatomist și anatomopatolog pe nume Carl von Rokitansky. Carl von Rokitansky, o somitate a epocii, l-a propus asistent universitar provizoriu la Facultatea de Medicină din Budapesta, iar în ultimul an de facultate l-a numit asistent definitiv de anatomie patologică. În 1881, Victor Babeș a trecut examenul de docență în histologie patologică. Între timp, publicase o seamă de lucrări remarcabile și făcuse cele din tâi încercări în domeniul atât de nou al bacteriologiei. Doctoratul și l-a luat la Viena, într-un domeniu al medicinii pe care nu l-a practicat niciodată. Ți-am promis că mă întorc. Hai să-ți spun cum e cu disecția. Ești atentă, da? Disecția este o operație, numai că... El va întreprinde un turneu european între 1882 și 1886, unde va lucra mai întâi la Berlin cu doi dintre marii corifei ai medicinei moderne. Este vorba de microbiologul Robert Koch și anatomopatologul Rudolf Virchow, celebrul profesor de la Universitatea Charité din Berlin. Își va continua acest stagiu la Strasburg cu profesorul Recklinghausen. A fost atras de fenomenul biologic fundamental și de bacteriologie, astfel încât a beneficiat de o bursă pentru a merge la Paris, unde a lucrat în laboratorul lui Pasteur. La Paris, împreună cu lui Pasteur, a descoperit vaccinul antirabic. Această colaborare a fost o dovadă de prețuire venită din partea savantului francez. Împreună cu Andrei Victor Cornil, Victor Babeș publică în 1885 lucrarea intitulată Le Bacterii și rolul acestora în determinismul bolilor infecțioase. Este primul tratat de bacteriologie medicală din lume. Cu alte cuvinte, numele lui Victor Babeș se leagă de însăși nașterea bacteriologiei medicale ca disciplină științifică. E frumos ce vezi acolo? Depinde ce înțelegi prin frumos. Cum adică? Adică când o să reușesc, o să fie frumos. Aha. Ce a făcut în mod special, deosebit față de ceilalți savanți ai timpului, a fost că a studiat bacteriile în relație cu leziunile pe care acestea le produc într-un organism uman sau animal. Tot în anul 1885 primește și postul de profesor de histopatologie la Universitatea din Budapesta, iar doi ani mai târziu preia postul de profesor la Catedra de Anatomie Patologică și Bacteriologie din București. Asta s-a întâmplat după ce a acceptat propunerea ministrului instrucțiunii publice de atunci, Dimitrie Sturza, de a se stabili la București pentru a pune bazele cercetării bacteriologice românești. El nu avea nevoie să dea un concurs. Statutul lui de savant recunoscut pe plan internațional era o garanție a prestigiului universității la care urma să lucreze. Special pentru profesorul Victor Babeș a fost construit acest institut în care a locuit și a avut atât activitate medicală directă, având grijă de pacienți, cât și activitate de cercetare. Babeș se mândrea cu institutul și considera patriotismul dovedibil prin fapte, dar chiar și prin vorbe. Cu siguranță a fost unul dintre cele mai moderne institute de cercetare la acea vreme, fiind altfel primul institut de cercetare medicală din Balcani în 1887. S-a confundat cu institutul, cu atât mai mult cu cât împreună cu familia a locuit într-un apartament din clădirea institutului. În această perioadă, el pune la punct metoda de tratament antirabic, el identifică bacilului Koch în urină și deschide perspectiva științifică a înțelegerii tuberculozei renale
Și nu în ultimul rând, Victor Babeș iarăși intră în istoria medicinei internaționale prin cercetările sale asupra seroterapiei. Cu alte cuvinte, el își pune problema de a interveni în tratamentul unor boli infecțioase sau a unor, eu știu, mușcături de viperă. El își pune problema de a se prepara un ser care să conțină anticorpii necesari unei reacții imediate. Acest lucru se face prin vaccinare, dar imunitatea aceasta pasivă reprezentată de seroterapie este una din prioritățile mondiale în care Victor Babeș are o contribuție prioritară. Și acesta este, de fapt, titlul conferinței sale, a discursului său de inaugurare în Academia Română, atunci când în 1895, în aula mare a Academiei Române, va veni nimeni altul decât regele Carol I să asiste la acest discurs și să sublinieze, dacă vreți, notorietatea internațională a acestui mare savant. A fost căsătorit cu Iosefina Torma, o femeie de origine maghiară din Ardeal, cu care au avut un singur copil, Mircea Babeș, care a fost diplomat de carieră. După reîntoarcerea în țară, Mircea Babeș a construit o locuință în zona actuală a pieței Dorobanți, iar în această clădire se află adăpostit muzeul profesor Victor Babeș. Arhiva Televiziunii Române păstrează câteva imagini video în care apare soția savantului în casa din strada Andrei Mureșanu, numărul 14 din București, acolo unde se află acum Muzeul Memorial Victor Babeș. Profesorul Victor Babeș a considerat un medic norocos să lucreze în România acelor vremuri, pentru că în România încă erau prezente boli tipice pentru Evul Mediu, existau condiții sociale și economice care favorizau dezvoltarea unor boli asociate bacteriilor într-un grad mai mare decât în restul țărilor europene. Bolile pe care profesorul Victor Babeș le-a studiat au fost din cele mai variate: lepră, sifilis, difterie, tuberculoză. A reușit chiar să pună în evidență pentru prima dată o serie de microorganisme care generau o patologie veterinară cu implicații economice, evident, la acea vreme. A descoperit un anumit gen de bacterii, de microorganisme care au fost denumite ulterior după el și poartă numele. Bolile se numesc babețioze. Afectează în special vacile și oile, dar pot fi transmise și la om, iar agentul purtător al acestor microbi este căpușa. Din anul 1889, Victor Babeș a editat, timp de mai mulți ani, Analele Institutului de Patologie și Bacteriologie din București. În 1892, Babeș publică împreună cu Gheorghe Marinescu și Paul Bloch un atlas de histologie patologică a sistemului nervos. În același an a devenit membru corespondent al Academiei franceze. Un an mai târziu, în 1893, a fost primit în rândurile Academiei Române și a pus bazele publicației România Medicală. Profesorul Babeș își construia propriile echipamente de cercetare. El a contribuit la dezvoltarea unor echipamente pe care le folosea în munca zilnică, placa de cultură sau un termostat, un mic cuptoraș în care își creștea bacteriile pentru cercetare. A inventat diverse colorații pentru a pune mai bine în evidență bacteriile prezente într-un organism infectat. Personalitatea științifică a profesorului Victor Babeș a fost recunoscută nu doar pe plan intern, ci și pe plan internațional. Pentru primul tratat de bacteriologie, scos în 1885 alături de Cornil, a primit un prim premiu al Academiei franceze. Alte două premii au fost acordate după 1900, unul dintre ele pentru tratatul împotriva turbării, cel de-al doilea pentru un alt tratat despre pelagră. Dintre realizările lui Victor Babeș putem aminti identificarea, descoperirea și descrierea morfologică a peste 50 de bacterii patogene.
mâini de aur, Alma. Domnule profesor, vă simțiți bine? Da, 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 mulțumesc. Sunt doar puțin obosit. Puteți să plecați târziu. Noapte bună, dar să nu mai stați ar până de ziua. Bine. Studiind impactul pe care îl are o infecție asupra unui organism, a constatat că de multe ori există două infecții în simultane și uneori faptul că există două microorganisme care infectează un același organism poate să fie în favoarea acelui organism, pentru că unele microorganisme competiționează pentru teritoriu și atunci se vor omorî între ele. Pe baza acestei teorii fundamentate de profesorul Victor Babeș a fost realizată prima antibiogramă în 1940 și în egală măsură a fost dezvoltat primul antibiotic, Fleming, în 1926. Se bazează pe această teorie când își demonstrează eficiența antibioticului pe care l-a propus atunci penicilina. Victor Babeș a fost o personalitate caracterizată prin rigurozitate, prin exigență, exactitate, exigență atât față de el însuși cât și față de colaboratorii săi. Obișnuia să ține conferințe publice în dorința de a conștientiza în rândul populației nevoia de igienă. El își pune problema filtrelor de apă care se aflau la marginea Bucureștiului și care erau pe bază de nisip de o calitate deplorabilă și gândește o metodă de curățire, de dezinfectare, de tratare bacteriologică a apei folosind filtre bazate pe ozon. La acea vreme poate doar America și oricum Marea Britanie puseseră la punct patente foarte riguroase de tratare și dezinfectare a apei. A predat studenților la medicină și a scris mai multe cărți, a lăsat niște planșe desenate foarte minuțios, arătând atât tipurile de bacterii studiate, de microorganisme studiate, cât și leziunile pe care aceste microorganisme le pot genera. Așa se explică cele trei premii ale Academiei franceze, așa se explică alegerea sa ca membru corespondent al Academiei franceze de medicină, așa se explică decorarea sa cu cea mai înaltă distincție civilă a Franței, Legiunea de Onoare. Profesorul Victor Babeș a preluat de la Pasteur o serie de tehnici de tratament pentru bolile infecțioase, în special vaccinul antirabic, dar l-a și dezvoltat pe baza teoriei și metodologiei puse la punct de profesorul Pasteur. Victor Babeș a publicat în cei peste 40 de ani de activitate mai mult de 1000 de lucrări științifice și 25 de monografii în domeniul microbiologiei și anatomiei patologice în limbile germană, franceză, română, ungară și italiană. În anul 1913 a preparat un vaccin anticoleric pentru a combate epidemia care decima soldații armatei române în cel de-al doilea război balcanic. A fost pentru o vreme profesor la Universitatea din Cluj-Napoca, instituție ce poartă din anul 1959 denumirea Babeș-Bolyai, după numele savantului român și după cel al matematicianului maghiar János Bolyai. Voi încheia așa. Doamnelor, domnilor, domnișoarelor, nu diletanți ariviști reprezintă știința adevărată, că oamenii de știință nu trebuie persecutați și umiliți, ci trebuie din contră mereu încurajați. Consultați și ascultați, pentru ca neamul românesc să se manifeste din ce în ce mai mult ca un factor de înaltă cultură, pentru ca poporul român să se regenereze.
Victor Babeș s-a stins la 19 octombrie 1926 la București, fiind înmormântat în curtea Institutului Cantacuzino. Babeș a fost răsplătit cu distințiile academice importante ale vremii, atât din Germania cât și din Franța. A fost laureat al premiului Montyon al Academiei franceze pentru lucrarea sa ale bacterii. A condus în calitate de președinte al secției științifice Academia Română, a fost chiar vicepreședinte al Academiei Române. Deci el este un om de substanță, un om de concepție, care s-a sacrificat venind în România și punând bazele instituționale acestei bacteriologii și medicini experimentale. Poate cariera lui ar fi fost de o notorietate internațională și mai mare dacă, iată, ar fi condus un institut în Elveția sau în Statele Unite ale Americii. Dacă acum ar trece pe splai prin fața institutului, profesorul Victor Babeș ar fi mândru și astăzi. Clădirea a fost bine conservată, deși a trecut printr-o serie de cutremure semnificative și este în uz și astăzi. Tradiția este respectată și prin implicarea institutului în educarea studenților la medicină, ceea ce se întâmpla și pe vremea profesorului Babeș. Ce înseamnă poporul român să se regenereze? Tot curioasă. Să se regenereze înseamnă să fie mereu tânăr. Și mereu deștept. Și mereu viu. Și mereu curios. Așa ca tine, nu? Așa ca tine.